Unica manieră în care să ții bărbatul lângă tine, unica manieră ca bărbatul tău să aibă ochi doar pentru tine, unica manieră ca sufletelul ăla de lângă tine să nu mai vadă altă femeie decât pe tine, de-abia aștept să mă duc acasă. Nevastă mea nu-i cicălitoare. Nevastă mea vorbește frumos cu mine. Nevastă mea știe să-mi zică mulțumesc, sau prietena mea, ce sunteți voi, în cuplu acolo, formați un cuplu, da? Mă apreciază. Dacă vezi că băiatul ăla vin cu o farfurie după ce ați mâncat sau face ceva sau te ajută în vreun fel cu ceva, mulțumesc, iubire. Apreciez foarte mult că m-ai ajutat. Uite, am terminat mai devreme și putem să facem ceva. Hai să-ți fac un masaj la picioare sau hai să-ți fac, nu știu, stăm împreună, hai să ne uităm la un film sau hai să ne plimbăm. Mulțumește-i, mă, omule. Apreciază-l, mă. Ție, îți place când zice, băi, femeia mea, serios? Pentru ea mut munții din, de oriunde. Pentru nevasta mea, hai mă, fi serios, poate să treacă și orice vedetă. Pe nevasta mea nu o dă pe nimeni. Domină-ți bărbatul la pat. Fii blândă cu el. Iubește-l. Dă-i bărbatului tău ceea ce îți place ție să primești. Atenție, o vorbă bună, răbdare. Fii blândă cu el. Fii femeie, noi suntem femei. Noi suntem femei să avem grijă de ei, noi suntem femei să facem copii, să-i educăm, noi suntem femei să fim gospodine, noi suntem femei să fim, să fim ceea ce suntem noi ca natura noastră. Ție ți-ar place să stea toată ziua bărbatul pe tine, cicălitor, să-ți caute cu lupa, uite ai greșit, uite ai făcut, uite n-ai făcut. Nu așa. Nu mai fiți proaste. Îmi pare rău să vă fac proaste. Pentru că unele chiar meritați. Mie mi-e ciudă când vă aud că vă valorizați bărbații. Hai fă bărbatul meu. A, vei ce fac eu lui ăsta? Ce? De ce am răspuns și am făcut praf? Păi da, normal. Și te plângi ca ălălaltul să mai vină la tine să te iubească. Sau te plângi ca să-ți dea atenție. Sau să te ducă la shopping. Sau să te ducă nu știu unde. Mă, fetelor, omul ăla când vine de la muncă, e obosit. Dă-i și lui timp să-și revină, dă-i și lui timp să-și facă un duș, ia-l cu vorbă bună, vezi tu care sunt nevoile lui, vezi tu care sunt nevoile tale, puneți-vă amândoi de acord. Țineți-vă bărbați aproape și nu vă mai plângeți, nu vă mai bate joc de ei. Că de-a coalea s-a uitat la alta, uite, aia e curvă. Nu, aia e inteligentă. Știe cum să-și țină bărbatul. Un bărbat care are de toate și primește de toate, de la nevasta lui, crede-mă, că poate să vină și... Cea mai. El va avea ochii tot pentru tine, pentru că te iubește și te respectă. Așa că, dragilor, iubiți-vă bărbații și voi fiți femei!